Roșine Sinaia, unde ne vom și deplasa sau nu vom deplasa după masă. Un proiect pe care dumneavoastră probabil îl știți la fel de bine, început la începutul anilor 90, oprit din diverse motive, în diverse perioade. Eu pot să vă spun ceea ce am făcut noi cu acest proiect, pentru că eu cred că așteptarea este legată de viitor, de prezent și de viitor, nu de trecut. Acest proiect a trecut în cele trei comitete tehnico-economice, atât la CNI, cât și la Ministerul Dezvoltării, la sfârșitul lunii mai și în Consiliul Interministerial de Lucrări Publice. Conform proiectului, este o investiție de 121 de milioane de lei. De câteva zile se află în transparență decizională pe site-ul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației proiectul de hotărâre de guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economice a acestui obiectiv de investiții. Avem finanțarea asigurată la acest obiectiv de investiții în momentul în care transparența decizională, urmându-și cursul, se va termina. Între timp suntem în curs de avizare interministerială, proiectul de hotărâre de guvern va fi promovat undeva probabil în luna iulie. Nu vom aștepta nicio zi în plus cu acest proiect de investiții. Practic o să-l preluăm în finanțarea Ministerului Dezvoltării cu implementare prin Compania Națională de Investiții și o să construim, o să finalizăm acest spital orășenesc din Sinaia. În ceea ce privește